în care ne-am propus ca împreună, pentru câteva ore, poate mai puțin, să discutăm două chestiuni extrem de importante, de fapt, mai precis una, este vorba de noile coduri penale și codul de procedură penală, și ca o temă conexă, fiindcă nu putem să luăm această dezbatere de undeva din neant, doream să fac și o expunere în ceea ce înseamnă infracțiuni și pedepse în spațiul românesc, ca acest expozeu a celor mai pricepuți decât mine să poată să fi comparat și suplinit cu observațiile pe care dumneavoastră le veți avea. Dați-mi voie pentru început să mulțumesc și colegilor din presă că sunt alături de noi. Aia încurajează implicarea noastră ca membri a acestei asociații civice și pe viitor. Și sperăm că de aici încolo să venim în fața societății civile cu probleme arzătoare, cu probleme importante, atât în domeniul juridic, social, economic, de mediu și alte probleme care, într-adevăr, aici, în această asociație, care este o asociație apolitică, să regăsim atât oameni de valoare care știm sigur că există în județul Vrancea, cât și idei și propuneri care se apropie de ceea ce înseamnă necesarul nostru de satisfacție și împlinire, atât profesională cât și economică. Dați-mi voie pentru început să fac, pentru cei care nu vă cunoașteți, prezentările de la această masă rotundă și vreau să mulțumesc și să-mi exprim satisfacția că îl avem alături de noi pe domnul avocat din Baroul București, Toni Neacșu. Cu siguranță dânsul va spune mai multe decât doresc eu să spun, dar trebuie să remarc faptul că pentru noi, cel puțin prezența dânsului, este un mare câștig, fiindcă la această dezbatere nu vine ca un amator, vine un om cu deosebită experiență, plecând de la experiența judecătorului de scaun, atât cu cea a avocatului, atât a unui om care a deținut funcții de conducere în ceea ce înseamnă forurile superioare de conducere al magistraturii din România. Dar nu lucrul acesta este important. Lucrul cel mai important este faptul că dânsul este poate unul din puținii oameni care este conectat permanent la tot ceea ce înseamnă jurisprudență europeană, lucru care se pare că încă multora cei care activează în sistem le lipsește datorită volumului mare de muncă cu care sunt ancorați. De asemenea, un om cu vastă experiență, domnul avocat Doru Constantinescu, care și domnia sa va veni cu o perioadă de observații pro și contra acestor teme care le avem în dezbatere. Vă rog să mă scuzați, vreau să vă rog să închideți telefoanele, lucru pe care eu nu l-am făcut. Mă iertați, vă rog. De asemenea, avem un om cu multă experiență în ceea ce înseamnă tărâmul infracțional pe domnul general în rezervă de poliție, Ivu. Avem de la protecția copilului un psiholog care are o largă experiență în ceea ce înseamnă infracționalitatea juvenilă. Avem din rândul mediatorilor reprezentanți a trei asociații de mediatori din Vrancea. Avem sociologi. Deci, oameni interesați de subiect, oameni care au ce spune și mă bucur că sunt aici. Fiindcă tema pe care noi am abordat-o astăzi ține de ceea ce înseamnă statul în general, ceea ce ține de relația și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, vă rog să aveți îngăduința pentru toți cei care au luptat și luptă în continuare pentru apărarea drepturilor și libertăților cetățenești, vă rog din respect și din dragoste și atașament pentru cei care astăzi la granița de nord a României se sacrifică pentru libertățile și drepturile cetățenești, pentru consolidarea unui drept, un stat de drept, să păstrăm un moment de reculegere. Vă mulțumesc. Dea Dumnezeu să fie pace la granița noastră de nord, pace pentru poporul ucrainean și pace pentru toate popoarele din Europa. Stimați colegi, considerând că tema și ședința noastră este deschisă, vă rog
cu îngăduința dumneavoastră, să fac o inversare în ceea ce înseamnă programul nostru, având în vedere că atât presa, cât și parte din participanți se grăbesc, să folosim din plin experiența domnului Toni Neacșu în prezentarea codurilor penale, iar tematica pe care o avem în partea, trebuia în partea întâia, infracțiuni și pedepse în spațiul românesc, statul român între politica penală a Bizanțului și a Romei, un lucru care practic întemeiază și argumentează întreaga evoluție a penalului în spațiul românesc, plecând de la ceea ce noi știm ca izvor de drept, așa zisul Jus Valachium, la întemeierea primelor state în spațiul românesc, plecând dincolo la primul stat dac, care a avut ca bază atât obiceiul locului, cât și dreptul roman, ajungând până aici, prin întemeierea statelor feudale și medievale în spațiul românesc, și vom discuta în partea a doua despre pedepse, sancțiuni, modul în care statul, pe de-o parte, se proteja în fața cetățenilor sau în situația în care statul proteja interesele private ale cetățenilor, vom discuta sau, cel nu vor reuși, ca o lectură suplimentară pentru cei care îl aduceți acasă, o să vă înaintez o mapă cu aceste documente. Cu respect și cu dragoste, dați-mi voie să-l rog pe domnul Toni Neacșu să ne introducă în tema la zi,